Astăzi ne aflăm la Grădina Zoologică Oradea, deoarece se întâmplă un lucru minunat, și anume se desfășoară un program accesibil tuturor rădenilor. Despre ce este vorba? Este vorba despre programul Părinte Adoptiv la Grădina Zoologică din Oradea. De altfel, cum mai toate grădinile zoologice au acest obicei, oferă publicului larg posibilitatea de a adopta un animal, atât persoane fizice cât și juridice. Este chiar un cadou drăguț înaintea sărbătorilor de iarnă, pentru că liberăm un certificat de adopție. Titularul, timp de un an de zile, va fi părinte adoptiv. În ultima sâmbătă din aprilie și prima sâmbătă din octombrie va avea acces gratuit în Grădina Zoologică din Oradea, ocazie cu care va afla informații suplimentare despre îngrijitorii din zona unde are animalul adoptat. Câte animale aveți în această grădină zoologică? Avem peste 150 de specii și în jur de 650 de exemplare. Asta înseamnă că oricare dintre aceste animăluțe pot deveni, cum ar veni, companionii noștri? Ba chiar mai mult, pentru că un animal poate fi adoptat de și mai multe persoane. Așadar, putem adopta un animal mai multe persoane, dar vreau să vă întreb, trebuie să avem reședința doar în Oradea sau putem să adoptăm un animăluț chiar dacă suntem în Marea Britanie, de exemplu? Nu, avem restricții de acest gen, bineînțeles. Ba mai mult, în primul semestru al anului viitor vom lansa site-ul Grădinii Zoologice, unde va fi posibilă, așa ne-am propus, adopția online a animalelor. Concret, ce se întâmplă în momentul în care hotărâm să adoptăm un animăluț de la Grădina Zoologică Oradea? Ne vizitați, exprimați această dorință, după care noi vă eliberăm, după achitarea sumei de 100 de lei minim de pentru persoane fizice, 500 de lei pentru societăți, pentru persoane juridice, după care, bineînțeles, se eliberează chitanță și factură, certificatul de adopție despre care am vorbit mai înainte și un sticker care se poate lipi pe mașină și care certifică faptul că proprietarul mașinii sau persoana respectivă este părinte adoptiv la Grădina Zoologică din Oradea. Vreau să vă mai întreb încă o dată, perioada de adopție, dacă astăzi adoptăm un animăluț, este al nostru până când? Rămâne al comunității din Oradea, al Grădinii Zoologice din Oradea. Dumneavoastră deveniți părintele adoptiv a animalului respectiv pentru un an de zile. Și dacă dorim peste un an de zile să redevenim părintele animăluț, să continuăm parentingul acestui animăluț, trebuie... Atunci noi ne bucurăm foarte tare și peste un an vă invităm să prelungiți perioada de adopție cu încă un an sau cu cât doriți dumneavoastră. La final aș vrea să vorbim puțin și despre programul de vizitare al grădinii zoologice și totodată tarifele de intrare. Programul de vizitare în perioada de iarnă este între ora 10 și 17, iar tarifele în momentul de față sunt de 10 lei pentru adulți și 5 lei pentru copii, cu reducere de 20% în cazul grupurilor de cel puțin 15 persoane. Concret, ce înseamnă că adoptăm un animal de la Grădina Zoologică Oradea? Fiind vorba totuși de o grădină zoologică cu urși, cu lei, cu tigri, adopția înseamnă că dumneavoastră prin această sumă contribuiți la întreținerea animalului respectiv, la îmbunătățirea condițiilor fizice și psihice în cadrul grădinii zoologice. Bineînțeles, animalul respectiv va rămâne în Grădina Zoologică din Oradea, în țarcul lui obișnuit, dar față de un vizitator oarecare aveți drepturi suplimentare, cele două intrări în ziua părinților adoptivi, ziua în care veți putea afla amănunte despre animalul adoptat, ba chiar la unele specii puteți contribui la alimentarea lor, la întreținerea lor.